Bună ziua, prieteni, și bun găsit la România Via Cluj. Uh, multe evenimente și proiecte au fost oprite uh, în perioada pandemiei. Acestea urmează să-și reactivitatea odată cu ridicarea restricțiilor, iar în același scenariu se află și Cluj Shorts, un festival organizat în Cluj-Napoca dedicat scurtmetrajelor și filmelor de scurtă durată. Alături de mine este Rare Stoica, directorul acestui festival. Te salut, Dragoș, și mă bucur că ai venit pe la noi. Salut, Flavio. Mă bucur că m-ați invitat. Înainte să discutăm despre istoria recentă a festivalului și cum s-a adaptat el în perioada pandemiei, aș vrea să fie toți cei care ne urmăresc acum în temă cu ce presupune festivalul, care va debuta în foarte scurt timp, perioada este 1-10 aprilie, ce presupune acesta, unde va fi organizat, ce ne așteaptă acolo. Păi, uh, împlinim 10 ani și ca și în cei 10 ani de activitate de până acum, mai puțin cei doi ani pandemici de care aminteai, festivalul are obiectiv principal de popularizare a filmului de scurt metraj Și anume, noi încercăm să aducem acest, această categorie de filme în cinematograf, pe marele ecran, în așa fel încât publicul spectator și cinefil totodată să încerce să... Uh, Să-și dea seama că, totuși, scurtmetrajul este o, un film întreg, ca să mă exprim așa. Nu sunt bucăți, nu sunt teasere, nu sunt videoclipuri, nu este publicitate, nu, este un film de sine stătător, doar că, așa cum aminteai, de scurtă durată. Și cred că una dintre acțiunile principale ale Asociației Persona, prin acest festival cluj shorts este de popularizarea, în principal, al, a artei, a artei cinematografice care uh, trebuie să cuprindă și să aibă în atenție și acest film de scurtmetraj. Totodată festivalul ajunge la ediția aniversară cu numărul 10. La da. mulțumesc pe această cale și sper mulțumim. să ajungeți la cât mai multe ediții. Uh, va fi ceva special organizat uh, cu această ediție aniversară? Avem vreo diferență față de ediția din 2019 care a fost, uh, care a fost ultima? Păi, uh, trebuie în primul și în primul rând să spun că cele două ediții din pandemie 2020-2021 nu le-am ținut în cinematograf. Ele au avut loc, juriu și-a făcut treaba, Ba, am oferit premiile filmelor câștigătoare, s-au creat topurile și am anunțat câștigătorii, dar din păcate nu am putut să prezentăm aceste filme publicului spectator, care sunt convins că le-a aștepta. Așa că una dintre, uh, ev unul dintre evenimentele pe care uh, vrem să le facem anul acesta este să prezentăm exact aceste filme pe care nu am reușit să le prezentăm anii trecuți, să le readucem în atenția publicului. Până la urmă, asta este menirea festivalului uh, Clujshorts, să preia de la uh, producători și realizatori filme de scurtmetraj și să le prezinte spectatorilor. Uh, pe lângă acest eveniment uh, uh, și aceste proiecții, să le spun, de, de filme de scurt metraj din anii precedenți, bineînțeles că există și selecția prezentă adică selecția din 2022, care inevitabil va fi prezentată în cinema Victoria, cinematograful de bază Clușoț. Celelalte proiecții vor fi la cinema Dacia și cinema Mărăști. Dar în plus, pe lângă toate aceste evenimente, mai facem și... Mai avem și un calup special care va fi prezentat la Casino, în parcul central, unde vom prezenta toate cele 10 filme câștigătoare din cele 10 ediții de până acum. În încercarea de a afla care este cel mai bun dintre cele mai bune dintre cele mai bune all time, știi? Și atunci uh, publicul uh, uh, spectator și iubitor de film de scurt metraj poate să vină să aleagă acel unic și unul cel mai tare film din 10 ani de Clu Shorts. Uh, tocmai uh, că ai amintit asta acum, urma, să te întreb pe final ca să rămână informația în, în mintea celor care vor participa la festival, publicul va avea un vot uh, care va determina cel mai bun din cele mai bune da. filme pe care le prezentați. Cum funcționează mai exact ponderea votului, dacă poți să te întreb așa, este doar votul publicului cel care contează? Vor fi și experții care vor avea un anumit procentaj din, sau o anumită contribuție la desemnarea câștigătorului? Uh, lucrurile sunt mult mai împărțite și mult mai simple. Și anume, uh, procesul de selecție, uh, noi primim un oareșcare număr de filme, până în 2018-2019, ajungeam până într-o mie, o mie și ceva de filme. Ajungea să-ți curgă sânge din ochi, știi? Privind și încercând să faci selecția. Din partea Clujor, respectivă a Asociației Persona, există un, un grup de oameni, să-i zicem selecționeri, pe care eu îi conduc, care se uită la toate filmele care intră, de la capul al fine. Și pe baza acestuia se face un clasament. Se dau note, efectiv, se dau note. Le pui în Excel și pe urmă Excel-ul le pune în ordine filmele care vor fi selectate pe baza notelor obținute. Din toate aceste filme pe care noi le selectăm la Cluj Shorts, doar o parte intră în competiție. Ce înseamnă asta? Că uh, filmele care intră în competiție trebuie să, 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 aibă, să aibă, trebuie să se supună anumitor uh, reguli. Adică trebuie să fie până în maxim 20 de minute, că în 40 de minute, deja chiar dacă e considerat <coughs> mediu spre scurtmetraj. Nu putem metrar, să vorbim așa? de un scurtmetraj. Da, nu mai putem să vorbim. Uh, trebuie să îndeplinească niște calități artistice, niște calități tehnice. așa. Și atunci filmele care într-adevăr se, se supun acestor restricții, ajung la un juriu format din trei persoane, care și el la rândul le analizează, le dă note pe diferite categorii, având în momentul de față de la Cluj or de exemplu, cel mai bun film studențesc, premiul pentru regie, premiul pentru imagine, premiul pentru sunet, premiul pentru cel mai bun actor, actriță, premiul juriului și așa mai departe. Din aceste filme care au intrat în competiție, de obicei, pe ediție ajung să iau un premiu în jur de 14-17 filme, în funcție deci, de, număr de foarte premiu. redus, comparativ cu câte filme da, intră da, în evident. Toată competiția. De asta, aici ne ajută cumva pentru pe noi să stabilim nivelul fiecarei ediții, care este întotdeauna și a fost întotdeauna pe un trend ascendent. Pe de o parte, la un moment dat, pentru numărul mare de filme care intrau pentru selecție, dar pe de altă parte, după o anumită perioadă, când am început, am început să fim recunoscuți, cât de cât, la nivel internațional, să, uh, să, să ne intre filme care, cum să zic, care chiar, cum să zic, nu, 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 nu ai ce să le spui, nu ai, nu, nu ai cum să le să spui, bă, nu poți să-l selectezi pe asta, adică nu, nu te lasă să, zici, să, treci, să treci peste el cu vederea. Uh, mai puțin în cei doi ani de restrice, unde mă rog, cel mai probabil din cauza asta și producția cinematografică de lung și scurt metraj a scăzut. Am înțeles. Uh, în cadrul festivalului, la fel ca în edițiile precedente, vor fi uh, prezente scurmetraje din toate țările sau produse în, uh, în toate țările. Poți să ne spui câteva dintre uh, țările care vor participa la festival și o curiozitate, câte scurmetraje sunt din România, dacă sunt în cadrul festivalului? Uh, da, într-adevăr, avem uh, filme din toată lumea. Adică uh, obișnuiesc să glumesc uh, pe tema asta, spunând că avem de peste tot, uh, chiar și din Antarctica, Uh, dar mai puțin pentru că de acolo pinguinii nu prea pot să manipuleze camera cum trebuie de filmat, dar da, de peste tot avem. Ideea e că de-a lungul celor 10 ediții cred că nu a rămas neacoperită o zonă din lumea asta din care să nu avem cel puțin un reprezentant de-a lungul anilor. Adică pot să spun să le luăm pe cele uh, din zona de Europa, toate țările, nu cred că este o țară din Europa care să nu fie reprezentată cel puțin printr-un scurt metraj, într-unul dintre ani la cluj Shorts, dar Tanzania, Honolulu, Taiwan, India, la orice țară îți vine, sau mă mai amintesc eu de la geografie, e acolo, într-un fel sau altul. Sunt toate țările. Într-adevăr, e ceea ce spun eu de fiecare dată când sunt întrebat, bă, este un festival internațional. Și inevitabil, și din România. România spre deosebire de alte țări și aici o să aduc în discuție doar țări din zona Europei care Germania, Franța, Spania nu, nu este reprezentată la fel de bine. Adică eu oricum activez în domeniul cinematografic dincolo de cluj și cumva cunosc cam ce se întâmplă la nivel local zona Cluj sau național în România. Și e clar că la noi uh, sunt parcă mai multe probleme decât în alte țări în realizarea unui film de scurtmetraj, dar <coughs> cele pe care uh, cele pe care ajung să le văd și cele care ajung la Cluj uh, unele dintre ele chiar au o calitate care pot să, să concureze de la egal la egal fără nicio problemă cu filme de scurtmetraj din alte țări. De asta de exemplu, Clușorț nu are o secțiune dedicată filmului de scurt metraj românesc, așa cum alte festivaluri din țară au, pentru că din punctul meu de vedere, dacă îi să ne batem, hai să ne batem uh, la nivel internațional și să fim cu toții băgați în aceeași oală și să fim priviți toți cu aceiași ochi. Mm, decât să zicem, uite, te noi în uh, oala noastră suntem cei mai tari. sau, știi? De asta prefer am încercat această, a, 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 să facem această departajare, dar nu mi s-a părut că funcționează. Uh, din uh, vasta experiență pe care o ai în domeniu, inclusiv uh, din postura de actor, cu siguranță ți-ai format o perspectivă față de care sunt motivele care duc la această nereprezentare a României în producțiile de film, de ce nu în special în, în scurtmetraje. Uh, unde greșim, ca să zic așa, ce nu este pe placul publicului sau pe placul specialiștilor, astfel încât filmele românești uh, și scurtmetrajele, uh, cele de scurtă durată, să ajungă să fie mult mai vizibile decât uh, sunt acum. Văd mai multe probleme. Uh, probleme de care chiar eu însumi mă lovesc când produc sau fac uh, un produs cinematografic. E inevitabil, până la urmă, uh, să, nu, să, nu, să nu încerci să faci lucrurile cât mai bine. Uh, dar eu pot să plec de la, de la, de la, de la cea mai de bază uh, chestiune: și anume, eu nu cred că în țara asta. Mai există oameni care să scrie scenarii profesionist. Adică sunt câțiva, sunt câțiva recunoscuți, sunt câțiva care au chiar făcut niște scenarii extraordinare, dar cred că filmul, prima, prima reprezentare a unei idei, a unui scurt metraj se regăsește în scenariu. Iar dacă scenariul acesta nu este scris, ținând cont de toate rigorile scrierii unui scenariu, s-ar putea ca pe urmă undeva să, să pe parcurs dar nu este o condiție obligatorie, adică poți să ai un scenariu mai puțin bun, dar să ai un regizor extrem de bun care să preia scenariul și să l transforme în ceva într-un într film de metraj extraordinar sau film. Putem să vorbim de o, nu știu, lipsă de inspirație a scenariștilor sau de o necunoaștere, a, uh, nu, o nepregătire, impuse. o asta, nepregătire. Asta eu nu cred că există, și și dacă există, eu nu cunosc în momentul de față o școală care să pregătească Uh, scenariști. Adică să ia, de exemplu, tot ce înseamnă partea de structuri de scenariu și toate tipurile de structură de scenariu și să le predea, să se predea într-o școală, într-o facultate. Pe de altă parte, este școală de actorie, este școală de actorie de film, este școală de regie, este re școală de regie de film. Uh, știi? Și încet, încet cumva, odată cu trecerea anilor, probabil o să ne mai trebuiască câțiva, o să ajungem și aici la Cluj, la Facultatea de Teatru și Televiziune sau Film, cum se denumește acum, dar și în celelalte orașe din țară, să introducem și să facem specializări pe fiecare uh, bucățică în parte. Bucățică care este, cum să zic, la timpul ei, în producția, în preproducția unui, uh, unui film, fie de lung sau de scurt metraj, este extrem de importantă și nu poți să o ocolești. Sunt curios cât de mult uh, sunt uh, reprezentate sau sunt vizibile scurmetrajele și filmele românești uh, după 2005-2010 să spunem în România sau pe plan local. Uh, cu siguranță un festival de renume cum e Cluj Shorts aduce în viziunea publicului scurtmetraje care, cu care poate nu interacționează în alte contexte. Totuși, sunt oamenii, sunt românii, tinerii, copiii, interesați de a vedea noile producții. Uh, ale regizorilor uh, români. Da, eu cred că cinematografia românească în general este pe un trend ascendent și datorită premiilor care în ultimii ani am început să le obținem la diferitele festivaluri cu micile asterix care le-aș putea pune la o adică aici. Dar e clar că uh, și producția cinematografică și și interesul față de filmul românesc va crește. Noi, ca și români, suntem foarte obișnuiți, avem urechea noastră foarte obișnuită cu. Uh, urechea muzicală, ca să fiu mai specific. Ureche avem urechea muzicală foarte obișnuită cu ceea ce înseamnă film uh, american, film de box office, film care, care, care e curățat, care e prelucrat, care e mai puțin cu zona, zona de film artistic, zona de film european. Și aici intervine o mică problemă. Din punctul meu de vedere, am chiar experimentat această uh, chestiune cu filmul Dinții, unde mi-am propus să fac uh, tot, toată partea de sunet uh, la standardul american, hollywoodian, conform cu toate cerințele uh, pe care uh, ei le au. Ce înseamnă asta? Există că nimic din sunetul uh, care a fost captat la înregistrarea filmului pe platourile de filmare nu a fost folosit pe urmă uh, și suprapus în coloana sonoră a filmului. Tot sunetul a fost refăcut. Din păcate, ne nefiind, neavând această ureche muzicală obișnuită cu uh, cum ar suna, e, pentru că, din punctul meu de vedere, conform standardelor, sună exact la fel, cum ar suna un film american de box office uh, cu uh, uh, dialogul foarte curat, foarte inteligibil, și felul în care a sunat un film românesc cu dialog, dialogul foarte curat și foarte inteligibil uh, cei care l-au văzut au spus ceva nu e ok nu și-au dat seama neapărat ce dar ceva nu era ok deci clar obișnuință da. e frumată. și pe de altă parte s-a mai creat încă o obișnuință se știe cumva uh, acum este și o glumă în uh, în, în zona asta, de cin de, a, din, între cei care activează în zona cinematografică, dacă ai văzut un film românesc, te întreabă și ai, ai auzit ce au, ce au spus, ai, da, ai înțeles. Da, da. Pentru că, da, s-a creat un pic obișnuința asta pe, că no, nu prea avem cele mai bune sunete în filme. Până în uh, 89, uh, pe vremea răposatului, vorba aia, uh, filmele aveau parte de buget. Și atunci, în, Majoritatea lor erau uh, dublate, erau re era reînregistrat sunetul după filmare, de-aia toate filmele mai vechi un pic înainte de 89 se aud foarte bine. În schimb după 89 când industria cinematografică a căzut uh, așa, nu au mai fost bugete neapărat ci de reînregistrare pe urmă, de ADR sau folii cum li se spune și atunci bineînțeles că sunetul captat rămânea cel captat pe platourile de filmare, fie cu bumul, fie cu lavalieră, fie fie cu fiecare cum au putut. Și aici, mă rog, probleme. Din ceea ce îmi spui, finanțarea sau refinanțarea, care acum nu mai există, este singura soluție pentru ca regizorii români să poată produce filme de lung sau scurtă durată care să fie cât mai vizibile, eventual mult mai premiate, în număr cât mult mai mare, vreau să spun, uh -huh. la festivaluri internaționale? Uh, deci, există un număr, există un număr, nu pot să mă pronunț neapărat dacă e mic sau mare, eu consider că e mic, dar e o părere absolut personală. Uh, de filme care, într-adevăr, reușesc să treacă un anumit nivel și să uh, intre în lumea, în circuitul cinematografic, în circuitul festivalier. Marea Multe dintre ele, însă nu, din păcate, dintre cele care se produc. Și nu totdeauna este vorba, uh, neapărat problema lipsei de bani. Este o problemă importantă în producția uh, cinematografică, adică să ai bani să poți să asiguri masă, cazare, transport, doar atât. Unor oameni care vin să joace pentru tine, să mai vorbești de plata lor și așa, e importantă sumă, uh, zona asta financiară. Dar dincolo de asta, dacă... Ar trebui să spun uh, ce, care este cea mai bună zonă, este zona filmului inteligent. Eu cred că acolo ar trebui să funcționeze cinematografia românească, lipsită de uh, bani, lipsită de oportunități, lipsită de tot felul de, mă rog, necesități. Și atunci cred că uh, uh, un film inteligent pleacă de la o idee bună, un scenariu bine scris și un regizor deștept care. Se folosește de cât mai puține mă rog, lucruri necesare ca să scoată în idee, să, să, să pună în pagină ideea respectivă. Aici intervine zona filmului de scurt metraj. Aici, la, în România, cred că există o predispoziție în momentul de față de a activa în zona asta filmului de scurt metraj și a produce film de scurtmetraj pentru că nu-ți trebuie atât de multe resurse ca în cazul unui film de lung metraj. Iar ideea pe care tu o ai și vrei să o transmiți până la urmă mai departe publicului, inevitabil poți să o cuprinzi mult mai bine, mai eficient într-un scurt metraj. Și eu cred că tinerii de care vorbești tu, cred că asta ar trebui să, să facă, să se axeze pe zona de scurtmetraj și să greșească, să feluiască și să trimită la festivaluri, să vadă, să întrebe ce nu-i bun, să facă vizionări cu prietenii acasă și să le ceară părerile, să vadă în cercul lor de oameni, de cunoscuți, care-i trendul, ce se cere, de altfel, cred că pentru public și mai ales pentru cel tânăr, în ceea ce privește producția românească, filmele de scurt metraj s-ar putea să fie neapărat mai uh, bune în viziunea acestora, cât mai accesibile. Ia mult mai puțin să te uiți la un film de scurt metraj, care dacă e făcut bun și îți lasă o impresie bună, în cele 15 minute pe care le-ai vizionat, îți face o părere foarte bună despre regizor, despre actori uh, și așa mai departe. Am dreptate în ceea ce spun. Există această diferență, cel puțin în percepția publicului tânăr, uh, între filmele de scurtmetraj și cele de, de lungmetraj din România, uh -huh. cum, spuneam, cum spuneai tu, de fapt, după 90? O să încep să spun cum ai mm. văzut filmul de scurtmetraj în prima dată dincolo. Și sunt două, două, categorii, două feluri majore în care un film de scurtmetraj poate să fie perceput dincolo. Fie este felul de a își arăta uh, un regizor potența cinematografică, și a spune, a, aș crea o carte de vizită, da, faci un film de scurt metraj, te dai peste cap și îl scoți la capăt și pe urmă îl prezinți la o serie de festivaluri, iei o serie de premii și pe urmă te poți întoarce și să spui, uite-te domnule ce am făcut. Dați, am, îș, își, creează propria imagine, își creează, face ca cei care activează în zona de domeniu, investesc în domeniul cinematografic să, să aibă încredere în el. Dar a doua, al, doilea lucru, a, a doua, al doilea tip de percepție asupra filmului de scurtmetraj în afară este atunci când un regizor care deja a ajuns consacrat și vrea să reducă la esență o chestiune, să pună în pagină într-un fel uh, care să nu implice uh, tot ceea ce înseamnă uh, producția și realizarea unui film de, de lung metraj, îl va face cu mult mai mare drag și va veni înspre acel film de scurtmetraj și îl va face pentru că știe că, că are o, o, poate să percuteze mult, mult mai, mai, mai mult și mai puternic comparativ cu un film de lung metraj. Într-un film de scurtmetraj trebuie să fie extrem de concis. Să, să, să vezi că într-un într anumit context care este ideea, care este principiu poate pe care vrei să-l transmiți și să nu este niciun dubiu dacă poți să fac o paranteză exact. pentru public exact dar în România cred că este nu știu poate este așa o încetățenită ideea că filmul de scurt metraj nu este un film gata că e un teaser că e un trailer da. că e o public Top exact cum de unde începu am început această discuție nu filmul de scurt metraj, este un film complet, doar că este scurt și are personaje, are plot, are poveste, are de toate. Dar nu luați ca. adică nu tu, nu spectatorii noștri. Nu, nu trebuie să fie luat ca ceva care nu-i gata sau că e un, un spot publicitar. Știi, probabil că înainte cu mult de clu a, chiar prin anul, anii 2000, a fost și cred că mai este. Noaptea adevăratorilor de publicitate. Unde era și la noi în Cluj, la Casa de Cultură, erau două sau trei, câte un weekend legat nopți, zile întregi, în care vedeai uh, spoturi publicitare știi? și eu cred că suntem un pic încă cu mentalitatea acolo când auzim de zona de scurtmetraj. Hai să mergem mai departe. Hai să intrăm măcar odată la o proiecție de scurtmetraj care conține, o proiecție la noi uh, ține... O oră 20, o oră 30, în funcție de lungimea fiecărui film, în parte din acea proiecție. Uh, ce înseamnă asta? Că un film poate să aibă 8, 9, 10, 15 minute, și în, într-un calup 8, 9, 6 filme, depinde cum reușim să le aranjăm pentru partea de programming. Dar uh, uh, nu s-a apuce să se plictisească. Uh, un prieten de-al meu, Vasile hotea Ferneza, spunea în felul următor: Haideți încercați, că nu, nu, ai cum să, nu ai cum să te plictisești. Dacă nu-ți place un film, se termină repede, pe urmă începe următorul. Și așa ajungi să poți să vezi 6, 7, 8 din genuri diferite, pentru că cel puțin felul ăsta, în felul ăsta noi le aranjăm în calupurile de la clu știi? Exact ce vorbeam mai devreme despre comoditatea publicului. Mm -hmm. Ce mai vreau să te întreb pe uh, finalul emisiunii Rare și aici o să facem paralela și cu evenimentul care va debuta pe, pe 1 aprilie. Uh, există tematici comune ale scurtmetrajilor care, care vor fi uh, prezente în uh, festivalul Cluj Shorts? Uh, nu știu, sunt anumite subiecte pe care le tratează. Regizorii din, din afară, pentru că există această, nu știu, poate impresie greșită, zic, pe care ne-o ne -o formăm, că întotdeauna filmele românești, și în special cele uh, recente, la care trebuie să recunosc și eu, mă uit destul de des abordează cam aceleași teme clasice românești. Și sunt convins că înțelegi da, la ce mă refer. Da, Așadar, da. există diferența asta între noi și exterior în ceea ce privește? Da, deci, pe de o parte ai dreptate, pe de o altă parte nu ai dreptate. Există niște teme recurente care în fiecare an, în funcție de, cum să zic, regizorii care își propun să facă ceva într-o anumită direcție, revin și uh, uh, acea temă recurentă, poftim, dragostea, iubirea, care... Uh, 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 teme uh, universale, adică nici n-ai putea să nu ai un film de dragoste sau să nu ai o comedie situațională sau, mă rog, știi, adică sunt chestiile care oricum le ai. Dar uh, la Cluj de exemplu, se poate observa foarte bine pe parcursul anilor uh, uh, teme care evoluează. Și anume, de exemplu, un exemplu concret care cumva s-a cam încheiat, <coughs> să zic așa, arcul uh, temei fe în felul în care ea s-a uh, întâmplat, și anume, când au plecat uh, uh, sirienii. Uh, au început să migreze. Filmele care au venit erau pe tema uh, pregătirilor de plecare, felul în care ei se aranjau, uh, își luau adio, chestii de genul ăsta. Okay? În al doilea an, sau, mă rog, în următorul an, ca să fiu mai clar, uh, au, au apărut filme de scurtmetraj cu tema uh, drumului lor pe mare, pe uscat, cu avionul, în mașini, știi, și erau, nu erau unul, două filme, erau, îți veneau așa, cu, cu sutele, știi. După care, în al treilea an, ajungea să-ți se prezinte felul în care au ajuns ei la, la destinație și felul, pe urmă, în al patrulea an, cum au început să se, mă rog, să se aranjeze în noua lor locație. Acum, în ultimii ani, E clar că o temă care ne macină pe noi toți și inevitabil și pe cineaști este uh, pandemia și felul în care, mă rog, se manifestă și poveștile care se întâmplă și le identificăm sau le-am identificat în perioada pandemică. Inevitabil acum o să vină o temă iară, o temă puternică, mare, tema războiului care o să fie o. Să, Ești convins Încă că nu da. a apucat să se concretizeze? Nu, în filme, nu, nu, dar, dar la anul. De deci, să... la anul, eu sunt convins că la cluj o să avem deja primele filme despre, chiar dacă sunt doar documentare. Dar și așa, pe, pe în zona uh, asta de uh, COVID și de uh, cei doi ani de pandemie, au fost uh, realizatori și regizori care au făcut filme acasă, la ei. Nu s-au putut abține, nici n-am putut să, nimeni nu, deci dacă activezi în domeniul ăsta nu poți să stai, știi, trebuie să faci ceva. Fără îndoială. Mulțumesc mult pentru informații rare și sunt convins că cei care le-am strnit apetitul pot afla mult mai multe uh, detalii din culise uh, în cadrul festivalului Cluj Shorts să reamintim perioada 1-10 aprilie în Cluj-Napoca și pot afla, cred că, informații inclusiv de la tine care sunt convins că vei uh, fi de acolo. Care vei fi pe acolo și vei uh, încerca să oferi cât de multe detalii poți despre uh, aceste lucruri despre care am discutat, curioșilor și celor care iubesc filmul românesc și nu numai. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea și mult succes în cadrul festivalului. Sper să avem parte de o prezență cât mai mare. Mulțumim. Mulțumim! Iar voi, dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne vedem pe net!